să-i aduc aceste frumoase atenții și să-i aduc un strop de bucurie la zi de sărbătoare pentru ea. Confetăria Scala din Suceava i-a pregătit un tort. De asemenea, am un buchet frumos de lalele, flori de primăvară și o sticlă de șampanie. Am vorbit adineauri cu ea la telefon, i-a spus la mulți ani. Mi-a spus și ea la mulți ani pentru băiatul meu, dar nu știe că voi veni și personal să-i spun la mulți ani. Haideți! Haide, după tine! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. O doamnă frumoasă să trăiască, doamna Lenuța să trăiască, la mulți ani. Bună ziua! Veniți mai încoace un pic și bine v-am găsit! Tocmai ce am terminat de vorbit, așa vreo 10 minute. Da, nu mi-a luat pe drum. La mulți ani și mulțumesc! Sunt cu Narcis! Sunt cu Narcis, uite! Al sărbătorii. Este, da, sunteți, da, da, sunteți amândoi în aceeași zi. Doamna Renuța, un tort pentru dumneavoastră la zi de sărbătoare. Nu știu ce se întâmplă, o să fiți foarte bogați voi amândoi cu vremea asta. Dar, în fine, e bună și ploaia, nu? O sticlă de șampanie și am aici un buchet mare, mare de lalele, așa, l-am strâns eu puțin, că cu vremea asta vreau să le primiți. Haideți să lăsați un pic totul aici și șampanie. Ce frumos miroase! Vă aduc primăvară în suflet! Veniți mai aproape de mine! Vă aduc primăvară în suflet! Câți ani împliniți astăzi? 36! I-am și eu anii ăștia! Însă timpul trece și nu se întoarce. Mulți ani frumoși, multe împliniri și multe bucurii și de acum încolo. Oare cine m-a trimis? Oare cine m-a trimis pe mine aici? Mi-am făcut timp și pentru ziua asta frumoasă, pentru a vă transmite un mesaj și vreau să-l ascultați. Pentru că vine așa din suflet, de câteva persoane frumoase și dragi dumneavoastră. Draga și iubita noastră, astăzi este o zi specială pentru noi toți din familia ta. Este ziua ta de naștere, ziua în care mai adaugi o floare, ziua în care cu drag îți urăm la mulți ani. Mămico dragă, pentru noi ești cea mai frumoasă și cea mai bună și iubită mamă. Îți mulțumim din suflet pentru tot ce ne oferi, pentru dragostea ce ne-o dăruiești, pentru susținerea și ajutorul tău, hai veniți încoace fetele, și pentru felul în care ne-ai crescut tu și tata. Vino aici, Veronica, tu sau nu e acolo lângă mami, uite lângă mami așa stai. Pentru că, bineînțeles, la educația acestor fete frumoase a contribuit și tata, nu? Nu se poate altfel. Te iubim din tot sufletul nostru, mămico dragă, și suntem mândre cu tine. La mulți ani de ziua ta, multă sănătate și toată fericirea din lume să fie la tine. Pentru că o meriți pentru omul care ești. Îi spuneți și voi la mulți ani? La mulți ani, la mulți ani. Și încă un mesaj. Draga mea dragă, să nu crezi că o clipă din viața mea te-am urât sau nu te-am iubit. Viața îți oferă de toate, într-o căsnicie. Însă noi mereu am dat dovadă de susținere și înțelegere unul față de altul și totul s-a terminat cu bine, de fiecare dată. Te-am văzut, mi-ai plăcut, mi-am plăcut, ne-am căsătorit, iar dragostea noastră a dat roade, fetele noastre frumoase. Și în continuare, sufletele și casa noastră este frumoasă datorită sufletelor noastre frumoase, pentru că domnește iubirea și respectul, două lucruri foarte importante în viața unui cuplu. Și astăzi, după atâția ani,
Din suflet îți spun că te iubesc. Îți mulțumesc pentru soția care ești și pentru tot ce este în viața noastră și cu drag îți transmit un la mulți ani, draga și iubita mea soție, Lenuța. Soțul, normal! Și la mulți ani vă urează și întreaga familie. Domnul Vasile, cum e grătarul? Bine aici? Să nu-l ardeți, da? Și soacra, socru, soacra și cumnata, nepoții. Într-un cuvânt, toată familia vă urează un călduros la mulți ani. Chiar nu mă așteptam. Păi am încercat ca am să observat, nu... Am observat că nu v-ați dat seama sub nicio formă, măcar cât uși de puțin am zis eu. Chiar aș veni și eu la tine așa, mai ales că faci un grătar, dar am ore. Și într-adevăr, chiar am ore cu copiii, dar puțin mai târziu. Dacă ați spus până acest și, și vremea. Eu sperată să vinesc. O surpriză frumoasă. Chiar o surpriză. Vă mulțumesc din suflet. Voi ce îi spuneți lui mami pe lângă acest mesaj pe care îi l-ați transmis? Cum e mami? De câte ori te-a certat așa? Îi mulțumim pentru tot ce-au făcut pentru noi. Vă mulțumesc din suflet. Și bineînțeles că am și un cântec în dar, că nu se poate altfel. Mai mult de atât, acest cântec vine din partea soțului, cu dedicație specială pentru o soție dragă și scumpă. Este plecat, nu este acasă, dar sunt eu aici în locul lui așa și cu drag vă dăruiesc acest cântec. Voi ați cântat lui mami astăzi la mulți ani? Încă nu. M-ați așteptat pe mine, nu? Dar i-a spus la mulți ani lui mami, la da, prima oră. De dimineață, nu da. Se poate. Și cu drag pentru dumneavoastră. Ce greu e în viață fără tine, când nu știu de ți-e rău sau bine. Mă uit spre cer, văd multe stele și-aș vrea să-mi spună ceva ele. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Și văd o stea mai lucitoare și-aș vrea să o întreb de-mi spune oare. Aș vrea să-mi spună că ți-e bine și te gândești numai la mine. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Doamne, pe cer sunt multe stele și-aș vrea să-mi spună ceva ele. Aș vrea să vină să-mi șoptească că îi e dor să mă iubească. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Am făcut la viața mea și bune și rele. Hai, Măriuța! Dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mândrie supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Și tu, Veronica! Ele mi-aduc alinarea și mândrie supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele.
De-o vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari și-apoi măritate, să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata și-a lui mama. Să le văd la casa lor, dar nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, că-s fetele lui tata și-a lui mama. La mulți ani frumoși! Ei, iată că și astăzi am reușit așa să surprind frumos o persoană dragă, o prietena mea. Să-i spunem la mulți ani, să-i aducem și un frumos mesaj și cântece în dar. Surprize muzicale la domiciliu, alegeți și emoțiile vă aparțin și amintirile de asemenea. Numai bine tuturor și la mulți ani!